Bună, dragii mei! Numele meu este Cătălina și acesta este canalul meu de YouTube, unde eu mă îndeletnicesc cu tot felul de crafturi. O prietenă m-a rugat ca să fac un video pentru ea și să arăt cum se lucrează o torsadă falsă. Când spun cum se lucrează, mă refer, bineînțeles, la tricotat. Am căutat pe internet să găsesc o pagină care să explice asemenea torsade, pentru că voiam să o direcționez către o explicație mai profesională. Însă, din nefericire, eu nu am știut cum să caut, ori nu se găsesc asemenea demonstrații și deci m-am dus și am căutat în limba engleză, căci sunt mai familiarizată cu termenii de tricotaj în limba engleză. Am găsit acolo mock cables. Și o să vă arăt cum am găsit și o să vă dau și linkul de la acea pagină în descrierea videoului mai jos. Nădăjduind că acest video este pe înțelesul vostru și că sunteți interesați cum se tricotează o asemenea torsadă, vă rog să urmăriți până la sfârșit și în caz că vă place să-i dați acestui video un like și să vă înscrieți ca să vedeți și alte videouri de pe canalul meu de YouTube. Dacă apăsați pe acel clopoțel, veți primi chiar înștiințări de câte ori voi posta un video nou. Ceea ce vreau să menționez este că majoritatea videourilor mele sunt în limba engleză, dar la cererea voastră, dacă sunteți interesați, voi filma un video și în limba română. Sper să ne vedem și altă dată pe acest canal de YouTube. Deci, după ce ți-am arătat cum să găsești această diagramă, ceea ce se cheamă cablu potcoavă, eu deja am lucrat diagrama asta de două ori și arată în felul ăsta. Sper că se vede puțin desen. Ideea este că acum voi începe din nou diagrama și sunt la dosul lucrului, pentru că aici, după cum o vedeți, rândul 1 înseamnă WS, înseamnă wrong side, înseamnă pe dos. Presupunând că lucrul este dus întors, adică pe față și pe dos și nu este lucrat circular, diagrama îți arată ce se face și când mergi pe dos și când te întorci pe față. Deci, pentru că începe cu primul rând lucrat pe dos, lucrăm tot rândul ăsta pe dos. Văd pătrățelele astea lăsate albe. După cum arată aici în diagramă, scrie că pe față se lucrează punct pe față și pe dos se lucrează punct pe dos. Deci, când pătrățica este lăsată liberă și aici suntem, rândul 1 este primul rând care începe pe dos, vom ști că aici toate ochiurile se lucrează pe dos. Când ne întoarcem pe față, vom ști că lucrurile astea se lucrează pe față. Acum avem aceste semnulețe. Semnul ăsta, liniuță înclinată spre dreapta, înseamnă că tricotăm două împreună. Adică le scădem. Liniuța asta înclinată spre stânga înseamnă că luăm slip-slip-knit, adică luăm un ochi pe dedesubt, ca și cum l-am lucrat din față spre spate, luăm nelucrat, luăm și pe următorul nelucrat și apoi le scădem deodată. Și atunci împletitura aceea frumoasă se duce spre stânga, în timp ce în partea stălaltă împletitura aceea frumoasă se duce spre dreapta. Acum, ce înseamnă ML și MR? M1R înseamnă make one right, adică creăm un ochi spre dreapta, iar M1L înseamnă creăm un ochi spre stânga. Deci toate acestea, nu ne uităm la modelul ăsta, asta este un alt model care folosește altă diagramă și în loc de
creiarea unui ochi spre stânga sau spre dreapta arată aici că se înmulțește în mod obișnuit, cum înmulțim cu toții, luăm firul peste Andreea. Deci nu ne uităm aici, asta nu ne interesează pe noi. Ne uităm la acesta și ca să nu vă încurce, eu chiar am să-l tai de aici ca să nu vă mai încurc cu el. Și acum începem cu diagrama. Sunt la dosul lucrului. Deci toate sunt pe dos, după cum vedeți. Da? Și am să încerc. Am să încep. Eu ce am făcut? Ca să fac această mostră, am făcut trei ochiuri în stânga și în dreapta, lucrate în punct leneș. Și deci, lucrând punct leneș, presupunând că nu știți ce înseamnă aia, când sunt pe dosul lucrului, lucrez pe față. Și la fel și când sunt pe fața lucrului. Deci, lucrăm trei ochiuri pe față. Așa, apoi restul ochiurilor pe dos. Pe dos, pe dos, pe dos. Dacă vreți să faceți un pullover larg sau o lucrare mai lată și să repetați această diagramă și pe orizontal, numărul de ochi, 16 ochiuri. Puteți să-i faceți o margine frumoasă în stânga și în dreapta. Hai să vedem. Deci începem lucrul. Da? Deci ce începem? Să lucrăm trei pe față. Întâi lucrăm pe acestea care v-am zis. Deci începem de aici. Da? Lucrăm trei pe față. Puteți vedea? Trei pe față. Acum avem o liniuță de asta înclinată spre dreapta, ceea ce înseamnă că lucrăm două împreună, adică scădem obișnuit, cum facem de obicei. Scădem două și uitați că se duce un pic buclița asta frumoasă, se duce spre dreapta. Apoi lucrăm din nou, 3, 1, 2, 3. Acum ne spune aici să creăm un ochi spre stânga și un ochi spre dreapta. E cum facem așa? Vedeți aici, între ochiurile astea, există o bară. O bară. E bara aceasta o ridicăm frumos peste asta. Deci o ridicăm, practic, dacă am băga Andreea dinspre spate, spre față, pe sub bara aceea, s-a creat aici o buclă. Și trebuie să creăm un ochi. Nu ne mulțumim așa, pentru că va rămâne o gaură și atunci creăm ochiul în felul ăsta. Băgăm Andreea pe dedesubt. Vedeți că este dificil să băgăm pe dedesubt, ceea ce mi-asigură mie un ochi foarte strâns. Deci va ieși un ochi strâns și lucrez. Vedeți? Dar acum am cere să fac unul și în direcția cealaltă și acum bag vârful din față spre spate și a ieșit așa și acum am să mă chinuiesc prin spate pe aici, dacă se vede, nu știu, deci prin spate pe aici, bag Andreea prin spate și creez un ochi. Deci acum nu se vede mare lucru, se va vedea mai târziu. Pe urmă lucrăm din nou 3. 1, 2, 3. Acum îmi spune să scad cumva spre, ca ochiul să vină frumos în plătitura, să vină puțin spre stânga. Deci facem ceea ce a zis acolo, SSK, adică slip, slip, knit. Adică luăm pe dedesubt, ca și cum am lucrat pe față, dar din față spre spate, deci luăm pe dedesubt, îl tragem de pe Andreea, îl luăm pe dedesubt, îl tragem de pe Andreea și acum le lucrăm împreună în modul ăsta. Și ochiul s-a dus puțin spre stânga și mai lucrăm încă 3, ca așa spune diagrama, iar eu lucrez astea așa.
pentru că e marginea mea. Deocamdată nu se vede mare lucru, decât aici în centru am două ochiuri, uitați mai jos. Aici în centru am lucrat două așa. Da. Acum sunt pe spate. Și dacă sunt pe spate, le lucrez astea pe față. Așa, frumos. Și acum toate ochiurile astea vin lucrate pe dos. Iar astea toate pe față, îmi vine mai ușor să lucrez decât să lucrez pe aici prin spate, după felul în care e așezat ochiul pe Andreea, îmi vine ușor să lucrez așa, pe față. Bun. Deci, următorul rând cu model este acesta. Acum lucrez marginea mea. Așa, de acum încep. Deci am două ochiuri pe față, 1, 2 și acestea scăzute spre dreapta. Deci le scad spre dreapta. Ia să vedem dacă e frumos așa. Scăzute spre dreapta. Vedeți ce frumos scăzut spre dreapta, așa. Cred că v-am arătat greșit mai devreme. Scăzut spre dreapta se vede această buclișoară frumoasă. Acum lucrez 1, 2, 3, nu așa spune aici, și fac 1 spre dreapta, deci bag Andreea pe dedesubt, iau cu vârful Andrelei. E adevărat că merge mai anevoios, dar îmi va ieși un ochi mai strâns. Așa. Și apoi lucrez câte? Una, două, una, două, apoi bag vârful Andrelei prin față spre spate. Acum este o buclă care este foarte strânsă aici în spate. Și bag Andreea în spate și o iau așa. Și apoi lucrez încă 3, ca așa arată diagrama. Încă 3. Și apoi scad în felul acela în care mi-a spus. Și încă mai lucrez 2 și marginea mea așa. Deci bun, încă nu se vede mare lucru. Acum încep din nou să lucrez pe dos. Ăsta e rândul al cincilea. Deci după ăsta e rândul al cincilea. Ei nu-l mai menționează. Acum toate lui lucrez pe dos. 3, 4, 14, 15, 16. Vedeți? Așa spune. 16 ochiuri. Deși am înmulțit două ochiuri, am și scăzut două ochiuri și rămân mereu cu același număr de ochiuri, adică 16. Rândul al șaselea. Lucrez 1 pe față și apoi scad 2 în felul acela în care să-mi iasă frumos împletitura spre dreapta. Deci lucrez 1 pe față și scad 2 pe aici prin față. Așa frumos. Ia uitați, vine frumos împletitura. Pe urmă mai lucrez 3, pentru că tot timpul sunt 3 ochiuri. Vedeți, sunt 3 ochiuri. Astea o să fie partea din dreapta a potcoavei și asta partea din stânga. Acum iau și fac un ochi spre dreapta, adică așa. Și lucrez câte ochiuri? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apoi iau cu Andreea din față spre spate și creez un alt ochi. Și mai lucrez câte? 1,
2, 3, apoi va trebui să scad. Deci, iau unul de pe Andreea spre față, așa, iau încă unul și apoi le scad împreună prin spate. Așa. Și aici o împletitură frumoasă spre stânga. Și mai lucrez unul pe față și marginea noastră care e în punct lene și tot timpul lucrez numai pe față. Fie că sunt pe dos, fie că sunt pe față, lucrez pe față ochiurile alea. Începe să se vadă un pic. Acum la fel lucrez marginea mea. Așa. Și totul pe dos. Mai număr din când în când, trebuie să fie mereu 16 ochiuri. Dacă nu sunt 16 ochiuri, înseamnă că am uitat undeva să scad. Dacă sunt mai multe, iar dacă sunt mai puține, înseamnă că am uitat să mulțesc. Acum o să lucrez ultimul, rândul 8. Încep cu marginea mea. Am vrut să încadrez modelul ăsta ca să se vadă frumos. Deci acum ce mai fac? Direct din prima scad frumos așa și mi-a ieșit un ochiușor, o să duce așa spre dreapta, vedeți? Se înclină puțin în dreapta. Lucrez 3 ochiuri, apoi bag Andreea în acest spațiu, dinspre spate spre față și chinuindu-mă prin față pe aici, creez un ochi, apoi lucrez 6 ochiuri, 3, 4, 5, 6 și bag Andreea din față spre spate și prin spate pe aici mă chinuiesc, vedeți? Cam agățat, ia, hai să vedem, am agățat aici ochiul ăsta, deci l-am făcut așa. Dacă l-aș lucra prin față, are și o gaură, așa că trebuie să lucrez prin spate. Așa, acum lucrez 3, 1, 2, 3 și iarăși slip, adică trec 1 nelucrat, 1 nelucrat, luat așa. De ce nu-l iau invers? Pentru că dacă l-aș lua invers, ar fi ca și cum le-am tricotat pe aici. De vreau să le tricotez așa, ia să vedem. Dar încep cu ăsta primul și ăsta al doilea. Așa. 1, 2, 3. Ia să vedem dacă se vede. Ia uite, se vede frumos. Vedeți? Asta este ce am lucrat noi acum. Nu este dramatic. Nu este ca și cum am face ceva de genul ăsta. Vedeți? Asta este același lucru lucrat, numai că aici sunt 2 ochiuri, nu sunt 3. Deci același fel, asta le zice coarne de cerb sau ceva. Dar arată ca și astea. Numai că nu e atât de dramatic, nu este în relief, vedeți? Asta chiar dacă îl spăl și îl întind, rămâne așa. Nu este în relief ca acesta. Mai am unul alb, am să vi-l arăt cum arată pe alb. Deci, ăsta este lucrat în același fel ca acesta, numai că lâna e mai groasă și andrelele sunt mai groase. Deci ele lucra la fel și așa se vede pe alb. Iar asta e lucrat cu aceeași lână și aceleași andrele și arată mai în relief. Acum, da, prin comparație, vedeți că ăsta s-a strâns așa și s-a strâns și așa pe lungime. Și pe lățime și pe lungime. Dacă le spălăm și le întindem, totuși rămâne o diferență între cele două, deși e același număr de ochiuri. Nu?
dar totuși s-a strâns. Este mai strâns. Chiar dacă tragem de el, cât putem să tragem? Na. Așa arată diferența. Și dacă aș face un obișnuit de cablu torsade obișnuite, la fel ar fi mai strâns și pe materialul ăsta. Acum am crezut că se va vedea mai bine dacă e materialul mai închis un pic. Încă nu e chiar închis, dar cam asta e ideea. Da, trebuie să fac asta. Deci, astea sunt. Sper că v-a plăcut demonstrația și că ați învățat ceva din ea. V-am arătat unde să găsiți modelul ăsta. O să vă las chiar link-ul sub video. Și, da, atât acolo găsiți și alte modele. Dar eu numai pe acesta vi l-am arătat, că mi s-a părut mai interesant. În plus, vreau eu însă să tricotez un pulover alb. Și pentru că sunt mai plinuță, prefer să lucrez așa, căci nu este prea în relief, dar nici pur și simplu numai pe față sau numai pe dos. Vedeți că se vede totuși aici o mică diferență. Se vede că modelul o ia spre stânga sau o ia spre dreapta. În culoarea asta poate mai puțin. Deși, da, dacă ne uităm așa, da. Nătăjduind că v-a plăcut modelul și că ați înțeles explicația, vă las acum să încercați și voi. Lăsați-mi un mesaj în comentarii și spuneți-mi dacă v-a plăcut acest video, iar dacă v-a plăcut, dați-i un like. M-aș bucura tare mult dacă v-ați abona, pentru că mai sunt pe canalul meu videouri drăguțe, sper eu, și de acum încolo poate că am să vă mai arăt și alte modele. Acest video s-a născut din dorința de a explica unei prietene cum să lucreze acest model și m-am gândit că poate vă interesează și pe voi. Deci vă las acum și sper să ne mai auzim!